Invitații de la dezbaterea organizată de TV Sud au vorbit despre interesele de pe piața de energie care îngreunează activitatea complexului energetic Oltenia. Deputatul DMH Dinți, Rodin Traicu, a vorbit despre cum se obțin autorizații de funcționare pentru energia produsă de hidrocarburi. Reprezentantul Ministerului Energiei, Daniela Barbu, a recunoscut și ea că există interese pentru ca CEO să nu fie profitabil. Fostul secretar de stat, actualmente deputat de DMH Dinți, Rodin Traicu, a dat un exemplu clar cum se defavorizează complexul energetic Oltenia. Lucru. Noi trebuie să ne obișnuim, și spun asta cu toată responsabilitatea, cu concurența în piață. Și când zic concurența în piață, nu mă refer la alți agenți pe cărbune. Concurența vis-a-vis de ceea ce înseamnă noile centrale gen Braziu pe hidrocarburi, care a apărut peste noapte cu o simplă autorizație de construcție ca și o casă luată de la primăria din Brazi, de acolo. Reprezentantul Ministerului Energiei, Daniela Barbu, a recunoscut că există interese pentru ca CEO să nu funcționeze la capacitate. Suntem într-o teorie a conspirațiilor, probabil sunt interese, cred eu că totuși minore, dar din păcate cei care le ridicăm mingea la fileu sau le oferim pe tavă rezolvarea acestor interese, suntem noi din interiorul sistemului. Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, a vorbit și el despre cum se prezintă situația pe piața de energie. Am ilustrat piața concurențială de astăzi din România. Avem trei Ferrari acolo cu semnele lor, regenerabil, hidro și nucleară. Avem complexul Untrabant acolo mai în spate cu complexul Hunedoara și pe ultima linie acolo este o dacie prăpădită cu complexul Oltenia. Și ni se spune pe piața concurențială, dacă vreți să rămâneți în piață, trebuie să-i depășiți pe aia trei din față. La dezbaterea organizată de TV Sud au mai participat Ion Călinoiu, Mihai Weber, Ion Cupă, Luminița Popescu, Dian Popescu și Camelia Craibani. Evenimentul a fost transmis în direct pe TV Sud și Sud FM. Este pentru prima dată când o astfel de dezbatere este organizată la nivelul Olteniei de o televiziune regională.